Sănătate și bine revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Elon Musk ne anunță că primul produs Neurolink numit telepatie a fost implantat cu succes unui pacient și îi va permite acestuia controlul telefonului, al computerului și aproape oricărui dispozitiv doar prin gândire. În agricultură a apărut o nouă tehnologie pe bază de laser și inteligență artificială ce înlocuiește substanțele chimice ca pesticidele, erbicidele și care poate detecta și distruge peste 2300 de specii de insecte, iar albinele nu sunt o țintă. Replicatorul, o altă tehnologie foarte importantă și care mai mult ca sigur va elimina foamea și în mare parte nevoia de bani este pe care să apară în următorii ani și poate replica orice tip de aliment, haine și obiecte sofisticate. Pas cu pas ne apropiem de tehnologiile văzute prin filmele ca Star Trek. Platforma X primește licență pentru serviciile de plată în Nevada. Binance colaborează cu băncile elvețiene pentru o custodie îmbunătățită a criptomonedelor. Creditorul Cryptonexo a obținut prestigioasele certificări ISO 27017 și ISO 27018 cu ajutorul celor de la Arina, iar cele mai recente distinții atestă principiile lor de lider în industrie, în managementul riscurilor și confidențialitate prin protecția strictă a informațiilor de identificare personală. Vicin își propune să capteze o piață de plăți de 20 de trilioane de dolari cu depunerea mărcilor comerciale V3TR. Vicei trece peste 200 de milioane de tranzacții cu Walmart, ajutând la ridicarea alimentelor mai sigure și urmăribile cu ajutorul tehnologiei blockchain, având o conformitate puternică cu reglementările. Mark Cuban spune că Polygon este unul dintre proiectele sale cripto preferate în afară de Bitcoin și Ethereum. Poliția germană a confiscat 50.000 de bitcoin în valoare de peste 2,1 miliarde de dolari obținuți din furturile intelectuale. Unul dintre suspecții a transferat voluntar bitcoinul deținut oficiului federal de poliție. Un post local de știri din Germania raportează că exploatarea de bitcoin ar putea ajuta la producerea de mai multă energie regenerabilă. Scaramucci, șeful fondului speculativ Skybridge, declară că bitcoin va ajunge cu ușurință la jumătate din capitalizarea bursieră a aurului, Asta însemnând undeva între 7 și 8 trilioane de dolari, ce va duce prețul Bitcoin la 400.000 de, de dolari. Consilierul financiar și președintele de la Bonfide Wealth spune că Bitcoin este aur digital și un depozit de valoare. Reclamele la ETF-urile Spot Bitcoin de la BlackRock și Vanex sunt acum pe Google. Site-ul cu datorilor datoriile Statelor Unite arată o nouă fereastră cu noi bani ce urmează să apară și care vor crea o avere bazată pe active. După cum vezi, bagnota este aurie și este posibil să fie suflată în aur și va valora exact cantitatea de aur pe care o conține. Primele bagnote de acest fel au apărut deja în Emiratele Arabe și sunt acum în stagiul de prototip, dar când acestea or să apară pe piață să te aștepți la o ieftinire majoră a tuturor produselor, mai puțin a metalelor prețioase, deoarece în acele momente nu vei mai cumpăra cu bani scoși la imprimantă care nu au nicio valoare, ci vei cumpăra direct cu aur. Vei intra în supermarket cu 100 de dolari și o să ieși de acolo cu 5-6 cărucioare pline de alimente, iar un apartament va costa probabil undeva între 7.000 și 10.000 de dolari, dacă nu și mai puțin. Tocmai a fost efectuată prima plată transfrontalieră folosind dirhamul digital ale Emiratelor Arabe Unite prin intermediul platformei Embridge oferit de Banca Reglementelor Internaționale BIS. Nu uita că BIS este partener Ripple și Xinfinix XDCM. Legerul XRP nu se destreamă, ci din potrivă rețeaua înregistrează peste 600 de noduri. Partenerul Ripple Asi Worldwide a anunțat recent un parteneria cu Fintech MexiPay pentru a implementa plățile în timp real și alte servicii de plată conforme cu ISO 20022 în Mexic. MUFG Bank, principala bancă din Japonia și Bradesco, a doua cea mai mare bancă din Brazilia, au semnat un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea unui serviciu de plată transfrontalier între Japonia și Brazilia, ce va utiliza Ripple și tehnologia de ultimă oră a alegerului XRP. Serverul legerului XRP versiunea 201 a fost lansată și este timpul ca validatorii să facă upgrade. Amendamentul AMM este pe care să apară. Aplicația EZA ne spune că începând de astăzi se pot implementa primele contracte inteligente pe noul AVM a legerului XRP. Cam atât în ediția de azi, toate sus să le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.